Ziua armatei a fost sărbătorită și la Săcele. Zeci de copii și adulți au fost prezenți pentru a admira parada militarilor. Care și-au cerut viața pentru o viață mai bună și din cauza aceasta trebuie să-i pomenim și să ne amintim de jertfa lor. Este o zi specială pentru noi, să sărbătorim în fiecare an Ziua Armatei. Suntem mândri de ostașii noștri și de istoria pe care o avem. Soldaților români le transmitem sănătate, putere și de muncă și de a ne apăra. Liberalii săceleni au participat și ei la manifestările organizate cu ocazia Zilei Armatei Române. Le urăm la mulți ani, tradiționalul la mulți ani. Pentru noi românii, atât armata cât și biserica este foarte importantă. Se poate vedea și din statisticile privitoare la încrederea populației în instituțiile statului, unde armata și biserica sunt cele două instituții de bază pe care românii le au. Mulțumim Armatei Române pentru siguranța pe care ne-o oferă, atât aici ca membră NATO, cât și în orice teatru de operații, și le urez soldaților români mult succes și să se întoarcă sănătoși acasă. Membrii PNL Săcele au ales să întoarcă spatele primarului Virgil Popa în momentul în care acesta a început să vorbească. Domnule comandant, preacucernici părinți, dragi soldați, doamnelor și domnilor, ne-am adunat aici în partea acestui moment al soldaților români. Am aplicat aceeași metodă pe care o are și acest primar, care, la fel ca și noi, în momentul în care oamenii, cetățenii din Săcele doresc să vină la primărie, să-și expună o problemă sau să solicite un ajutor, același comportament îl are și dânsul. Am transmis un semnal de alarmă că acești cetățeni ai orașului Săcele trebuie respectați.